Dragi prieteni, bine v-am găsit și să spunem că va fi cel mai important moment și ne onorează să-l invităm pe scenă să ne spună câteva cuvinte pentru telespectatorii televiziunii favorit, dar și pentru dumneavoastră, cei care sunteți la acest spectacol, pe domnul primar Ioan Bujor. Acum să vă văd, aplaudați cât mai tare, să se audă până la București. Domnul primar, bine ați venit în spectacolul nostru, eu cu muzica dumneavoastră în calitate de anfitrion. Vă mulțumim încă de la început că ne-ați invitat aici la Dofteana. Stimați invitați, domnilor și doamnelor, cei care ați binevoit să participați și să veniți astăzi alături de noi, spunem bun venit echipei favorit condusă de domnul Eugen Ungureanu, spunem bun venit cadrelor didactice și acestor frumoși copii din localitatea noastră. Este în premieră domnul Eugen Ungureanu împreună cu echipa dumnealui în comuna Dofteana și aș vrea să plece cu o amintire mai bine spus plăcută. Am organizat acest eveniment de astăzi din respectul pe care îl purtăm eroilor noștri, eroilor Revoluției care prin libertatea de care am obținut-o la 22 decembrie 1989, datorită faptului, cum vă spuneam, și respectului pe care îl purtăm eroilor neamului, am hotărât să dăm drumul la acest frumos și important spectacol în localitatea noastră. Alături de noi sunt specialiștii tehnici de la echipa domnului Eugen Ungureanu și de la televiziunea favorit. Dar să vă spun, domnule Eugen Ungureanu, dacă a spus că pentru prima dată ați venit în localitatea noastră și sunteți moldovean de al nostru, din inima Moldovei. De acum, dacă m-am învățat, vin și la anul, în mod garantat. Sigur. Vă spunem un bun venit la noi și totodată doresc să vă spun, să vă adresez câteva cuvinte despre localitatea noastră. Mulți colegi de-ai dumneavoastră mă întrebau în Casa de Cultură, aveți o comună frumoasă. Doresc să vă spun următorul lucru. Comuna Dofteana, după cum știți fiecare, se află situată în partea de vest a județului Bacău, la confluența râului Trotuș cu râul Dofteana. Comuna Dofteana este compusă din cele 7 sate, Larga, Cucuieț, Bogata, Dofteana, Seaca, Ștefan Vodă și, nu în ultimul rând, Hădeagu. Avem o populație de 11.860, aproximativ 12.000 de persoane. Avem un teren administrativ de 17.480 de hectare și facem parte din primele 5 localități, 5 comune din țară. Una peste alta, vreau să vă amintesc că mai curând am fost invitat la Forumul Italian în Italia, reprezentând comuna Dofteana, care a fost clasificată încă din anul 2010 ca fiind una dintre cele mai frumoase localități din județul Bacău. Am participat în Italia, apoi ne-am întors și am fost invitat la Cluj-Napoca, la Ziua Satului Românesc, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, unde am primit o diplomă ca comuna Dofteana fiind cea mai frumoasă din județul Bacău și cea mai mare ca număr de locuitori. Deci, în mare, v-am explicat geografic cam unde ne aflăm, unde ne situăm și v-aș spune câteva cuvinte despre valorile noastre locale pe care le avem aici în localitatea noastră, inclusiv punctele turistice pe care le știm cu toții. Și aș da numai un singur exemplu. De aici, din localitatea noastră, de fiecare dată au plecat persoane extrem de importante și în acest context doresc să le mulțumesc cadrelor didactice care au fost și au predat copiilor noștri și inclusiv nouă, datorită faptului că copiii noștri au ajuns și sunt vedete chiar pe toate mapamondurile. Exemplul de mâine, după cum v-am spus și astăzi la comemorarea eroilor, mâine sunt invitat în Italia, în Carrara,
acolo unde locuiesc peste 100 de familii din comuna Dofteana. Și voi premia două personalități importante, doi copii, două fete, una din satul Bogata, una din satul Cucuieți, cea din Bogata, pe nume Racu, care s-a evidențiat editând o carte și face parte din primele 5 cărți care sunt cele mai citite din Europa, iar o fată pe nume Melinte din satul Cucuieți, care a obținut locul 1 la Miss Diaspora, locul 2 la Miss Europa. Am întrunit Consiliul Local înainte de comemorarea eroilor neamului și am luat aprobarea să merg mâine în Italia și să premiez acești doi copii înmânându-le titlul de cetățean de onoare ai localității noastre, pentru faptul că atât timp cât s-au evidențiat pe plan local și pe plan național, consider faptul conform legii că o și merită. În continuare mă retrag, dar nu înainte de a vă spune cu ocazia zilei eroilor, tuturor doftenenilor, la mulți ani, la mulți ani România! Aplauze mai tare, nu se aude, nu se aude, hai să ne încălzim un pic, da? Domnul primar, eu vă, în numele echipei pe care o reprezint de la Televiziunea Favorit, vă mulțumim încă o dată pentru amabilitatea dumneavoastră, atât a dumneavoastră cât și a Consiliului Local, și vă promitem împreună, debutând cu copiii care îi aveți dumneavoastră, un spectacol deosebit. O să vă prezentăm un program care va conține atât folclor cât și muzică ușoară, dar pentru început, școala gimnazială Cucuieți va evolua pentru dumneavoastră, formația de dansuri populare Mlădițe Trotușene, cu o horă moldovenească. Ei sunt elevi ai claselor a 7-a și a 8-a, instructor profesor Gâtu Sorina, formație ce activează de peste 5 ani și care a câștigat mai multe premii zonale. Dacă regia tehnică este pregătită, să înceapă spectacolul. Aplauze, vreau să vă aud, să fie atmosferă frumoasă. We'll be right back.
Aplauze, nu îmi place. Oprim spectacolul, mai tare, aplauze. Ei, așa da, mai merge. Bravo, copii. Școala gimnazială Larga, grupul coral folcloric Datina, va fi prezentă în spectacolul nostru televizat cu melodia Foaie Verde Siminoc. Elevii ai claselor a doua și a cincea, iar instructorii sunt profesor Gâtu Vasile și doamna învățătoare Țuțuianu Gabriela. În aplauzele spectatorilor de la Dofteana, cântă pentru noi școala gimnazială Larga, grupul coral folcloric. Este elevă în clasa a 8-a. Și la ce liceu te-ai gândit să mergi? La liceul Dărmănești. La Dărmănești, da. E aproape, e bine, e bine. Ce profil va fi liceul? Economic. Economic, foarte bine. Ai câștigat foarte multe premii zonale, da? Da. Solistă de muzică populară și ia să vedem melodia cui nu-i place dragostea. Ah, ce frumos. Cântă pentru noi Andreea Munteanu, pentru toți spectatorii de la Dofteana și pentru telespectatorii televiziunii favorit, televiziunea cântecelor noastre. Acum aplaudați! Acum să vă aud! Foarte bine!
la 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 Române, românaș, Oana Pandele, bine ai venit la televiziunea Favorit, televiziunea cântecelor noastre. Ești în clasa a șasea, da? Da. Cine te coordonează? Doamna Păscălin. Eu zic să nu te mai țin în atâtea emoții. Dragi prieteni, cântă pentru noi Oana Pandele! În legătură cu rața. Dans popular specific comunei Dofteana. Rața. Dansatori sunt elevii clasei a treia, coordonator învățător Ana Hangano. Dansul rața datează de peste 150 de ani. Este un dans foarte vechi, dansat doar de bărbați, deoarece
sunt prezente în strigături doar muncile efectuate de bărbați. Ascuțitul coasei și cositul fânului. Cositul fânului se efectuează în special vara. Astfel, un grup de 6, 7, 10 cosași se trezeau aceștia dimineața și plecau la fânețele celui care era planificat, urmând ca fiecare dintre ei să-și cosească ogorul după cum îi venea rândul. Seara se întorceau de la cosit vesel. Adică se mai spuneau și bancuri pe acolo, știți? Da, asta e. Parcă le dispărea oboseala atunci când gazda le făcea cinste cu un pahar de vin. Râsetele și glumele lor bine dispuneau pe cei din jur. Dansul conține mișcări ce imită ascuțitul coasei. Ați văzut? Cu un obiect numit cute. Dansul se desfășoară în prima parte sub formă de semicerc, semnificând modul în care cosesc fânul gospodarii, iar când se prind din nou de brațe și se formează cercul, da, înseamnă sfârșitul lucrului, adică s-a terminat campania agricolă, nu? Corect. Cuvinte pentru telespectatorii noștri. Uite, domnul primar a venit aici cu niște flori și dacă, uite, să-ți dau ocazia să adresez câteva cuvinte și domnului primar.
Îi mulțumesc mult domnului primar. De prima dată când am venit la primărie și ne-am cunoscut, am întâlnit într-adevăr un om deosebit. Dovadă că astăzi noi suntem prezenți aici la dumneavoastră și sperăm să facem un spectacol frumos, un spectacol pe care îl va vedea întreaga țară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Tristă uneori și ești retrasă, chiar dacă flori mereu îți dăruiesc. Eu simt că multe gânduri nu te lasă, cu toate astea sincer te iubesc. Lângă tine totul prinde viață, și-n zorii zilei soarele azând coboară cu o rază, te răsfață și te cuprinde tainic tremurând. Haide, haide, nu mai sta în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Haide, haide, mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te aștept să vii. Haide, haide, nu mai sta în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Haide, haide, nu mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te aștept să vii. Ești ființa cea mai dragă și cea mai scumpă de pe pământ. Pe amândoi același vis ne leagă și o viață întreagă vreau să îți cânt. Haide, haide, nu mai stau în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Haide, haide, nu mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te aștept să vii. Haide, haide, nu mai sta în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Haide, haide, nu mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te aștept să vii. Ești prea frumoasă, te aștept să vii. De nu știți, ăsta-i domn Vasile, ne cinstește într-una și bendui trei zile. Fraților de nu știți, cine-i domn Vasile, ne cinstește într-una și bendui trei zile. N-am Vasile, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. N-am Vasile, toană vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă-i viața. Vasile, tributoaie pline, vrea să bem cu dânsul, ăsta-i domn Vasile. Arinea Vasile, tributoaie pline, hai să bem cu dânsul, hai și tu vecine. Neam Vasile, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Neam Vasile, toană vin și bea, hai să bem cu toții, frumoasă e viața.
știi, Nea Vasili, vinu cu găleata, hai că data asta parcă ne-ai dat gata. Spate, Nea Vasili, vinu cu găleata, hai că data asta parcă ne-ai dat gata. Nea Vasili, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasili, toană vin și bea, hai să bem cu toții frumoasă-i viața. Lor de nu știți, ăsta-i domn Vasili, ne-a cinstește într-una și bem din trei zile. Fraților de nu știți, cine-i domn Vasili, ne-a cinstește într-una și bem din trei zile. Nea Vasili, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasili, toană vin și bea, hai să bem cu toții frumoasă-i viața. Vasili, mai petrecăreți, vesel ziua toată, harnic și glumeți. Așa-i Nea Vasili, mai petrecăreți, vesel ziua toată, harnic și glumeți. Nea Vasili, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasili, toană vin și bea, hai să bem cu toții frumoasă-i viața. Cu toții vinul din butoi, hai din Nea Vasili, hai și tu la noi. Am băut cu toții vinul din butoi, hai din Nea Vasili, hai și tu la noi. Nea Vasili, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasili, toană vin și bea, hai să bem cu toții frumoasă e viața. Nea Vasili, chiar iubești viața, bea cu noi Vasili până dimineața. Să Nea Vasili, chiar iubești viața, bea cu noi Vasili până dimineața. Nea Vasili, toană vin și bea, nu că ta în urmă scurtă e viața. Nea Vasili, toană vin și bea, hai să bem cu toții frumoasă e viața. Și-aia-i scurtă.
Ioanța, câte necazuri ar fi, vor veni și bucurii măi. Joacă omule și bea, uită că lumea e rea. Joacă omule și cântă, ai o viață și aia-i scurtă. Joacă omule și bea, uită că lumea e rea. Joacă omule și cântă. Sunt Cristina Cozaru. Sunt Eugen Ungureanu. Nu pierdeți emisiunea de săptămâna viitoare. La revedere!